Am ajuns și la cel de-al treilea invitat astăzi la interviurile Mediaș News. Am început cu Cluj-Napoca, am trecut și pe la București. Hai să vedem ce mai face și Sibiu. Și vă spuneam în urmă cu câteva zile, cred că chiar poate și o săptămână, Cosi Bianca a ajuns la ProTV la Măruță, asta datorită faptului că ea a răspuns la o provocare, cred că de Ziua Mondială a Apei. Sabrina este cea care... Servus! Care a ajuns la Măruță și hai să punem și poza, uite așa. Ce... Punem și poza, da. Ce amintire ai tu de acolo, de la Cătălin? Și hai spune-ne cum ai ajuns tu acolo și pe urmă dezvoltăm și celelalte subiecte, pentru că, după cum am observat eu, te ocupi de mai multe lucruri și de... Da, spui tu de ce. Bun, hai da, să... sunt o fire foarte activă, fac o mulțime de lucruri. Cunoscuții mă întreabă cum am timp să le fac pe toate, dar asta e o altă poveste. Cum ai ajuns la Măruță? Cum am ajuns la Măruță? Totul a început din cauza, dacă pot să spun așa, unui filmuleț. Unui filmuleț în care eu stăteam pe un disc de echilibru, cu piciorul ridicat și am băut apă. Filmulețul e din pandemie, dar la Măruță a ajuns cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Păi, tot în pandemie suntem acum, n-am trecut de pandemie, dar uite că de Ziua Apei a ajuns și i-a plăcut și la un moment dat, cine te-a sunat? Cătălin personal sau cineva din staff? Nu, ei au dat filmulețul în direct exact de Ziua Mondială a Apei, iar Cătălin mi-a făcut o invitație atunci, a zis trebuie să vii să reproducem acest TikTok. Ei bine, n-am apucat să merg următoarea zi. Și am mers după o săptămână, dar bine că am mers. Da, ok, bun. Și ți-ai făcut așa o intrare de zile mari. De fapt, majoritatea, cred că, a fotografiilor tale legate de gimnastică, dans, sunt cu figura asta, nu? Cam de la ce vârstă poți să faci tu mișcarea asta așa? Să-ți ridici piciorul la o înălțime mult mai înaltă decât a ta. Da, n-aș putea să zic o vârstă exactă. Pot să spun doar că la vârsta de 3 ani am intrat prima dată într-o sală de gimnastică și de atunci a început toată nebunia cu pozele. Da, asta e chiar momentul în care ai intrat sau te prezenta Cătălin acolo la el la emisiune, nu? Da, au zis că n-au boloboc și na, voiam să văd dacă au ușa dreaptă să vine. Și cum a fost? Cum ți s-a părut? A fost chiar de ziua tatălui tău? Da, a fost chiar de ziua tatălui meu și am și spus la mulți ani în direct. S-a bucurat super mult. Eu am crezut că era lucru, dar de fapt era acasă și se uita la televizor. Da. Și a rămas fără baterie în ziua aia? N-a rămas chiar fără baterie, pentru că avea baterie externă și l-a ținut tot timpul, l-a încărcat. Deci a fost totul bine. Bun, ok. Ce a însemnat chestia asta pentru tine? Să ajungi la ProTV aproape de prime time, așa, înainte de la o oră bună, să spunem, și la un moderator foarte, foarte popular. E prima experiență pe tine? Poftim? E prima experiență pentru tine pe zona asta de TV? Într-o emisiune de genul ăsta, da. În trecut... Am mai fost la câteva emisiuni, dar locale, iar la ei în emisiune au mai fost date câteva filmulețe cu mine în starea de urgență, dacă nu mă înșel. Tot așa cu mișcări? Tot așa cu mișcări, da. Unul din filmulețe era când făceam șpagatul pe două mașini. Da? Un fel de vandal. Ești fan Van Damme? Sau i-ai furat? I-am furat un pic din ce face el. Ok, hai să vedem un pic, uite, baletul, dansul, probabil este, nu știu, face parte din viața ta cam 100%, 80%, cât îți... 90% din timp e acolo, lângă mine. Da? Da. Și ziceai că la vârsta de... 3 ani te-ai dus într-o sală? La 3 ani am intrat într-o sală de gimnastică, da. La 8 ani m-am apucat de dans sportiv de performanță. Am făcut 7 ani jumate, după care am trecut la dans contemporan. Uite, și cât e de greu să stai pe vârfuri? Pe...
Este destul de greu, dar te obișnuiești. Te obișnuiești, chiar te obișnuiești. Ai avut momente în care ai vrut să te lași de dans? Nu. Nu? Nu. Îți Și nu cred că o să existe vreun moment în care o să zic gata, nu mă mai duc. Nu. Cu ce te Exclus. împaci mai bine? Cu, eu știu, baletul, dans contemporan, dans modern, care sunt zonele unde îți place să te miști mai mult? Când făceam dans sportiv, eram îndrăgostită 100% de dans sportiv. Când m-am apucat de dans contemporan, m-am îndrăgostit iremediabil de dans contemporan. N-aș putea să zic, băi, ăsta e un stil care îmi place și doar pe ăsta îl fac. Nu. Nu. Da, așa la modul serios, când ți-ai dat seama că, ok, dansul e pentru tine și poți să faci ceva cu el în viața ta? Că la Când 3 ani, bun, probabil te-au dus ai tăi, nu? Ok, m-au dus ai mei, cu dorința a forță. fost a mea. Nu Da? m-au dus cu forță. Nu. Aha, așa, e foarte bine, deci. Mama a făcut gimnastică când era mică și ea și mi-a zis, nu e ok să mergi, lasă, e mai bine să stai aici. Și nu, nu, eu vreau la gimnastică și așa am ajuns să fac gimnastică. Și pe urmă a venit școala, bun. Până în fiecare zi te-ai dus sau câte antrenamente făceai pe zi? Trei antrenamente, mai făceam și sâmbăta și duminica, dar rareori. Nu? Trei antrenamente pe săptămână, cum și acum fac la fel. Îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol al tău? Bun, cred că pe la cât? 4 ani, 5 ani, când ai fost cu fetițele Nu, acolo? primele concursuri pe care le-am avut au fost când am început să fac dans sportiv. Și atunci mergeam la competiții. Iar primul spectacol mare, când am început să fac dans contemporan, a fost Damnatul în 2014. Uite, eu te-am rugat la un moment dat să-mi trimiți niște fotografii și am ajuns la, uite, la fotografiile din zona asta a spectacolelor. Bun. Romeo și Julieta este ultimul spectacol al trupei Micro Business Company. Da? O Da. trupă din care faci Din parte. care fac parte, da. De când și cum ai ajuns să colaborezi cu ei? Fac parte din Micro Business Company din 2014. Aveam 16 ani pe atunci. Am ajuns din întâmplare printr-un alt tip cu care schimbam. Da, vorbeam cu el pe Facebook la momentul respectiv și i-am zis, uite, eu m-am lăsat de dans sportiv și vreau să mă apuc de dans contemporan, dar nu se face în Sibiu dans contemporan. Și eu zis, cum nu? Știu eu o trupă. Și așa am ajuns în Microbis. Și este a doua mea familie, Microbisul. Da? Da. Alte spectacole cu ei, în afară de Romeo și Julieta, cam câte? Damnatul, colecționarul, Bonnie and Clyde, sunt foarte multe. Și ai avut și tu un rol în, eu știu, coregrafie? Cum lucrați acolo la această companie? Avem un coregraf, Hugo Wolf, Așa. care e capul tuturor E capul spectacolelor. răutăților acolo, da? Așa. El pune cap la cap coregrafiile. Ok. Uite, eu în Cheltuielor sezonul. magice. Da, în sezonul ăsta al interviurilor Media News am făcut și o rubricuță, un Media News Quiz cu întrebări pentru invitații mei diferite. Hai să vedem un pic, uite așa, dacă. Ce fashion trend nu-ți place? Ce n-ai purtat tu niciodată? Pantalon evazat. Da? Da. O mâncare preferată? Lava cake. De ce? Pentru că sunt fan dulciuri. Sunt fan tot ce înseamnă dulce, ciocolată, caramel, orice. Aș mânca non-stop. Ok, uite, care este ultimul serial pe care l-ai văzut cap-coadă? Nu mă uit la serial. Nu te uiți la seriale? Bun, Nu, și nu, asta nu. este. Ok, și asta este
un răspuns. Prefer să văd un film decât să văd un serial. Nu, n-am stare să stau la serial. Așa. O să ajungem și la filme. Bun. Care este animalul de care ți este frică? Câini. Ai avut experiențe neplăcute? Ai fost mușcată de câine? N-am fost mușcată de câini, dar nu mi-au plăcut deloc. Foarte rar mă împrietenesc cu un câine și atunci. Mm-hmm. Ok. Dacă e să te invite cineva la o plimbare cu motocicleta sau mașina, ce ai alege? Din variantele astea, două mașină, dar aș prefera totuși pe jos. Da? Să mers pe jos face piciorul frumos. Sunt o fire activă, da. Îmi place să mă plimb. Ok. Uite, la filme, că ziceai de filme, acțiune sau comedie? Ambele. Ambele? Depinde de starea pe care o am atunci. Așa. Ai un supererou preferat? Mama. Nu mă regam. Ok, el e bun, foarte bun, dar din filme, Sabrina. Nu. Nu? Atunci nu. Mama e cel mai bun supererou. Cel mai bun supererou. Ok, bun. Îți place să râzi? Umorul foarte îți mult. Place, da? Ok. Ce tip de umor savurezi tu? Divertis sau vacanța mare? Ai auzit-o de vacanța mare. Da? Vacanța mare? Da. Așa, și ia să vedem, uite, încheiem capitolul cu muzică. Care este primul album pe care l-ai cumpărat cu banii tăi? N-am cumpărat albumul. Nu, niciodată nu ți-ai cumpărat nicio casetă, nici un disc, nici... Nu? Nu. Ok. Da. Bun, atunci spunem primul concert la care ai fost și ai plătit cu banii tăi. Ți-ai luat bilet. Nu mai știu. Atunci primul concert în care ai dansat alături de, nu știu, o vedetă. La Media Music Awards. Așa. Am dansat alături de WhatsApp. De-aia te-am întrebat, că am văzut fotografia. Da. Așa. Bun, și uite, fă-mi un top 3 cu piese preferate. Ce piese ai ascultat tu când, eu știu, dimineața, seara, oricând? Hai, spune-mi. Nu știu ce să zic acum. Îmi trec foarte mult de prin cap acum. N-aș putea să-ți dau un top 3. Da, ok, spune-mi măcar interpreții. Uite, îți dau români. Români, ok, sigur. Români. Smiley. Ok. Pe cine să-ți mai dau? Muzică rock asculți? Foarte rar. Ok, deci înseamnă că Smiley este unul dintre, da. Între ții tăi preferați. Da. Bun, ok, hai că punem punct la chestia asta, nu te mai chinui, ok? Trecem la chestii mai frumoase pentru tine și anume sportul și iată că avem o fotografie aici. Tot un Van Damme, dar pe schiuri. Da, pe schiuri. Ce cu ținuta asta și cât de des te duci tu la schi? Poza asta e de la Bikini Race, un concurs care se organizează la Arena Platoș-Păltiniș. Da, am scris despre ei, am promovat, am și avut o invitație să stau o săptămână acolo să-i promovez și să învăț și eu să mă dau cu bordul. Ce ai învățat? Am dat niște căzături de mama focului. Așa. Și în fiecare an ești la Arena Platoș? Sunt în fiecare an la Arena Platoș, la școala de schi și snowboard Păltiniș. Acolo mă găsesc oamenii. Ok. Și zi-mi un pic, când ai aflat tu de chestia asta cu Bikini Race, care a fost reacția? Ai spus, bă, vin fetele, nu vin fetele. Inițial am zis că nu mă înscriu, doar că colegii mei, am avut niște colegi foarte drăguți care au zis, nu, trebuie să mergi. Și m-au înscris. Când am ajuns, efectiv, în ziua concursului și am văzut fetele, concurentele care erau acolo, am zis, băi, sigur, nu câștig eu, probabil câștigă una din fete. Ei bine, toată situația s-a schimbat în momentul în care a trebuit să mă prezint. Pentru că m-am prezentat exact așa cum vezi și în poza asta, în sfoară.
Așa, ai avut și ăsta, este numărul 10, dacă nu, nu 100, da. Nu cred că ați fost voi acolo. Nu, era numărul 10, eram penultima fată și na, până să-mi vină rândul, toate fetele s-au prezentat în picioare, frumos, și am zis, eu trebuie să fac ceva special, să fie al meu, să mă reprezinte și okay. A fost de moment. M-am dus acolo, m-am pus în sfoară, n-am apucat să zic nimic pentru că toată lumea era acolo, yeah, ura, bravo! După care am început să mă prezint și am zis, atunci a fost momentul în care am zis eu, știi, e gata. Și m-am distrat. Și probele cum ți s-au părut? Au fost super ușoare. N-am. N-ai avut treabă? N-am ce să zic, nu. Doar o singură dată ai câștigat? O singură dată am câștigat pentru că o singură dată am participat. A, și ți-au spus colegii, zici, gata, Sabrina, tu nu mai ai voie, gata, ai luat... Nu, aveam de gând să mă înscriu și anul ăsta, după... Imediat după Bikini Race a început pandemia și nu s-a mai ținut nimic până anul ăsta, când trebuia să se țină, dar uite că a venit războiul peste noi și... Da, din păcat. Și cu colegii tăi de la Arena, cum te înțelegi? Cu monitorii? Foarte de bine. Da? Știi că avem foarte și doi medieșeni acolo. Poftim? Avem și doi medieșeni printre colegii. Da, știu. Da? Pe Țighi și pe Simu. Salut. Ok. Sabrina, în afară de dans, sport și așa, cu ce te mai ocupi? Am înțeles și ceva legat de design și ai și două colege cu care vreau să stăm neapărat de vorbă, de așa, în formulă completă. Da, vorbești de Epic Education. Așa. E un proiect pentru copii și nu numai. Un proiect care încearcă să schimbe partea asta de educație, educația non-formală. Și ne ocupăm cu tabere tematice pentru copii și evenimente. În acest weekend o să fiți la, că este un eveniment în piața. Da, la târgul de ecoturism, în Muzeul Satului. E organizat de Anii Drumeției. Și acolo ne găsesc oamenii. Sâmbătă, de la 12 la 13 o să avem și o activitate acolo destinată copiilor cu peste 6 ani. Ok, și pe partea de design? Am o mică afacere. Ok. Dacă pot să zic așa, se numește Funny Jackets by S și pictez, personalizez lucruri, geci de denim în general. Și ai vândut ceva? Merge business-ul? Ai de lucru? Înainte de pandemie mergea foarte bine, odată cu pandemia a picat, dar încet începe să crească din nou. Ok, ultima fotografie pe care mi-ai... Aici eram pe Marte. Asta vreau să te întreb, băi, unde e făcută fotografia asta? Da, pare că e de pe Marte. Sabrina e prima româncă ce a ajuns pe Marte. Da, nu e de pe Marte, nu, e aici, o aruncătură de bălți. În drum spre Cornățel, undeva pe stânga, e o bucată de pământ, așa, care zici că e de pe altă planetă. Ok, ce le transmis tu celor care, uite, ne apropiem și de finalul poveștii noastre, dar e doar începutul colaborării dintre Sabrina Bărbulescu și Mircea Hodărnov. Vreau să v-am spus cu Epic Education, nu? Să vorbim despre proiectul vostru, așa. Și uite, vreau să le spui acum la final un mesaj celor care vor să se apuce de gimnastică și să facă, uite, mișcarea asta foarte interesantă și eu cred că e foarte greu de realizat. E foarte greu să o faci și pe loc drept, pentru echilibru. Ok. Da, să se apuce, toată lumea să se apuce de sport, pentru că e benefic și dacă au nevoie de ajutor, sunt aici pentru... Da. Apropo, unde te găsesc în social media, care sunt, dacă vrei să dai conturile, unde, pe Insta sau pe Facebook sau unde? Instagram, Facebook, TikTok, Sabrina Bărbulescu. Okay. Exact așa. Așa. Îți mulțumesc, să continui să faci din suflet și sunt sigur că asta faci din suflet, că se vede că faci cu plăcere, să-ți meargă business-ul și cât de curând să vorbim despre proiectul vostru legat de educație. Okay? Da, mulțumesc. Ok. Eu îți mulțumesc.